Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă din județul nostru pune la dispoziția interesaților noi locuri de muncă. Începând de astăzi, sunt disponibile 113 oferte pentru persoanele doritoare de a-și găsi un loc de muncă. De la începutul anului, numărul persoanelor care au beneficiat de asistență din partea Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă din Mehedinți, fie pentru a fi înregistrate ca și indemnizați sau neindemnizați pentru diverse măsuri active de combatere a șomajului, au fost de 467 de persoane. În ceea ce privește ofertele de serviciu, există un număr de 154 de locuri de muncă vacante. Șomerii pot consulta aceste oferte la sediile Agențiilor Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă din Mehedinți. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Mehedinți pune la dispoziția persoanelor interesate astăzi, 9 aprilie, un număr total de 113 locuri de muncă vacante, după cum urmează. Agent de securitate 1, ajutor de bucătar 2, administrator imobile 1, bucătar 1, casier 2, coafor 1, dispecer 6, diriginte de șantier 1, dulgher 7, expeditor internațional 2, firar betonist 4, finisor interioare 5, frizer 1, femeie de serviciu 4, inspector debutant 1, informatician 1, inginer compartiment nedistructiv 1, inginer electromecanic 1, instalator sanitar 3, lucrător room service 1, lucrător comercial 1, mecanic auto 1, mașinist ecluză 2, marinar un loc, necalificat pentru activități de vopsitorie 3, muncitor necalificat în agricultură 1, muncitor necalificat în construcții 3, muncitor necalificat construcții căi ferate 1, muncitor necalificat în alte domenii de activitate 9, mașinist mașini mecanică ușoară și grea 1, operator fabricare mezeluri 1, ospătar 2 locuri, operator calculator 1, pompagiu 1, recepționer distribuitor 3, șofer 11, sablator 3, supraveghetor hotel 3, tubulator naval 1, tâmplar universal 1, vânzător 4, 5 locuri de vopsitor industrial și 8 locuri de muncă vacante pentru persoanele care au calificarea de zidar. În perioada următoare se vor pregăti 4 cursuri de formare profesională care se adresează șomerilor înregistrați la AJOFM. Cursurile se vor desfășura la cerința operatorilor economici care au nevoie de personal pentru afacerile pe care le coordonează. De asemenea, pregătim în această perioadă 4 cursuri de formare profesională, cursuri de calificare, recalificare care se adresează șomerilor înregistrați în evidențele noastre, indemnizați sau neindemnizați. Sunt cursuri care se fac la solicitările agenților economici pentru a veni în întâmpinarea pieței forței de muncă din județul nostru, cursuri de formare profesională în meserii pentru care există cerere de forță de muncă din partea agenților economici. Facem înscrieri pentru fierar betonist, agent de securitate, femeie de serviciu și administrator pensiune. Dorim să începem aceste 4 cursuri cât mai repede posibil. În momentul în care grupele de cursanți vor fi alcătuite, vor începe activitățile practice și teoretice de instruire cu accent pe partea practică, care reprezintă 2/3 din durata unui curs de formare profesională. Așa cum am spus, dorim să începem aceste 4 cursuri cât mai repede posibil, pentru că după aceea să putem organiza cursuri de formare profesională și în alte meserii, pentru care există cerere din partea angajatorilor din județul nostru și nu numai. De la începutul acestui an, ca urmare a implementării Programului Național de Ocupare a Forței de Muncă, prin intermediul AJOFM Mehedinți, 161 de persoane s-au angajat, dintre care 70 sunt femei.